urmează în campionat cu Utah, un adversar dificil pe terenul lor. Da. În campionatul trecut, în returul campionatul trecut, am câștigat la Utah. S-au schimbat foarte mult, Utah s-au schimbat mult de atunci. Au un antrenor cu experiență, un antrenor care citește foarte bine adversarul. Au adus și ceva jucători buni, interesanți, jucători de Liga 1. Va fi un meci, eu zic că va fi un meci deschis, pentru că Utah este o echipă care joacă un fotbal frumos și noi de asemenea jucăm și va fi un meci deschis oricărui rezultat, dar ne vom pregăti să câștigăm acest meci.